Vernisaj regal la Muzeul Județean de Istorie din Brașov. Începând de astăzi, toți cei pasionați de istorie și de casele regale au posibilitatea să viziteze expoziția intitulată Casa Imperială Rusă și Casa Regală a României la hotarul dintre secole. Constituirea legăturilor de rudenie ale caselor imperiale și regale din Europa a contribuit la întărirea frontierelor, la rezolvarea problemelor de securitate și a celor economice, la crearea de alianțe militare și la apărarea intereselor naționale. La evenimentul de astăzi au fost prezenți atât istorici și reprezentanții ai muzeelor din Brașov, cât și din Rusia. Arhivele rusești dețin foarte multe acte despre istoria României, despre dezvoltarea României ca țară. Aici noi reprezentăm o mică parte a documentelor care noi păstrăm cu sfinție la noi. Evident că noi am privit la Regina Marie, cum a spus și doamna directoare Morozan, cu mare respect și cu mare dragoste, pentru că, de exemplu, din punctul meu de vedere personal, este un exemplu de unui om de stat, unei femei de stat, de fapt, care a avut viziune foarte largă, nu numai asupra dezvoltării României. Regina Maria este unul dintre cele mai importante simboluri și iată se dovedește, așa cum am mai spus-o, este un ambasador irezistibil pentru istoria și pentru cultura românească. Avem proiecte culturale comune cu instituții foarte importante din Rusia. Să ai un proiect de cercetare în arhivele țariste, în cele mai importante arhive de stat din Rusia, urmărind acest subiect, familia regală română, este pentru noi motiv de foarte mare mândrie. Expoziția este una în premieră, iar următorul oraș în care va putea fi văzută este București. În Brașov, expoziția va putea fi văzută până la sfârșitul lunii aprilie.